Bine v-am regăsit! Iată-ne din nou aici, pe canapeaua roșie din studioul Informația TV, vorbim despre sănătate, frumusețe, stil. În momentele următoare, povestea de succes ne-o spune creatorul de modă, Alena Ignătescu. Cine este designerul Alena Ignătescu? Cum este în atelierul de creație și cât e de frumos să dai naștere la frumos? Vom descoperi împreună cu invitata noastră de astăzi. Bine ai venit, Alena! Mulțumesc pentru invitație, îmi face deosebită plăcere să particip la emisiunea voastră. Te-am invitat aici să vorbim atât despre atelierul de creație, cât și despre viața ta personală, puțin evident, fără a pune foarte, foarte multe întrebări. Fiecare poveste începe undeva în copilărie și când stăm de vorbă cu o creatoare de modă, mă gândesc că acolo este cu adevărat începutul. Ce făceai tu când erai copil mic? Făceai hăinuțe la păpuș? Acolo a început? În primul rând începe cu desenul. Deci marea mea iubire este desenul și spun tuturor, cred că a devenit deja un stereotip pentru mine, nu există creator fără desen. Deci trebuie să schițezi, să muncești, să desenezi. Munca de creator este o muncă care te însoțește o zi întreagă. Dacă sunt 24 de ore dintr-o zi, tu 26 de ore ești creator, ești designer. Tot ce te înconjoară trebuie desenat. De la desen pornește ideea. Și bineînțeles că iubirea pentru desen și pentru creație am primit-o de la părinții mei. Tatăl meu a fost arhitect, mama desenator tehnic, deci eu la 3 ani țineam creionul în mână și desenam. Deci toate momentele mele din copilărie sunt legate de această dragoste pentru desen. Am crescut în centrul de proiectare județean, care era pe vremea aceea. Efectiv, cunoșteam toți colegii părinților mei, pentru că în momentele în care trebuiau să fac o lucrare pentru București, acele machete pentru urbanism sau tot ce trebuia predat pe vremea aceea Bucureștiului, se făceau ore suplimentare și eu adormeam câteodată pe planșeta părinților mei, bineînțeles cu creioanele mele colorate și cu desenele mele. Deci toată copilăria mi-a fost până la urmă însoțită de această dragoste pentru desen. Creionul grafic. Da. Și bineînțeles, până la 13 ani, așa cum ți-am povestit Ioana, mi-a făcut plăcere să fac rochițe pentru păpuși. Deja mi-era rușine că am 13 ani, dar eu tot încropeam acolo rochițele acelea din materiale primite de la croitorese, deci mai mare fericire decât să primești un sac de bucăți de materiale nu cred că exista pe vremea aceea. Cred că toate am făcut același lucru la 13 ani. Da, dar nu până la 13. Eu nu până la 13 ani, pentru că probabil nu am această pasiune așa dezvoltată. Dar tu ai știut de pe atunci că ăsta va fi drumul tău? Deci eu am fost perfect conștientă că asta vreau să fac. Pe vremea aceea exista un cerc al pionierilor, pentru că eu mi-am făcut copilăria în acea perioadă și la cercul pionierilor se făcea un fel de curs de creator. Există și în momentul de față, da, la Palatul, da, Copiilor, da, creație, da, și artă vestimentară. Am făcut parte, era o doamnă creatoare de la Mondiala pe vremea aceea și mi-a făcut deosebită plăcere, dar spre deosebire de tatăl meu care crea clădiri și desena case, eu niciodată n-am avut interes pentru așa ceva. Pentru mine întotdeauna interesul pentru costum a fost primordial. Totdeauna desenam zâne îmbrăcate în rochii superbe. Eu cred că această plăcere de a crea rochii superbe pentru zâne se regăsește și în colecțiile mele, pentru că este aceeași linie de crăiese, chiar, de chiar avem pe ecran câteva rochițe superbe. Văd, da, văd o combinație de tricotaj, văd foarte, da, foarte... Este un stil cu totul aparte, puțin extravagant. Este o modalitate de a combina diferite materiale. Până la urmă, acesta este stilul care m-a consacrat. Dacă tot te-am aici invitată, eu am avut o curiozitate așa ca privitorul simplu care se uită la o prezentare de modă. Care ar fi diferența între extravaganță sau haute couture, cam așa, da, cred că se numește, da, și prêt-à-porter? Da. Și cum aleg designerii să creeze doar pentru o
direcție sau și pentru cealaltă? Este un lucru foarte interesant. Foarte multă lume m-a întrebat de ce creăm lucruri extravagante, care poate că nu pot fi purtate, care nu pot fi purtate, da. Designerii creează aceste colecții pentru că sunt un exercițiu de creativitate. Sunt un mod de a promova un designer. La aceste colecții poți să-ți dai drumul maxim creativității și poți să vezi care sunt limitele tale. Până la urmă, și casele mari de modă lansează acele colecții haute couture. Noțiunea de haute couture nu prea putem noi să o folosim. Sunt numai câțiva designer cărora casa de la Paris le permite acest lucru și sunt stipulate prin lege aceste denumiri. Deci haute couture poate fi folosit, denumirea de haute couture și colecție de haute couture, numai de anumiți designer care au contract cu această casă de la Paris, care stipulează aceste lucruri. Deci acestea nu sunt haute couture? Acestea sunt colecții conceptuale, cum ar veni. Nu sunt pret-à-porter, pentru că pret-à-porter-ul se referă efectiv la îmbrăcămintea purtabilă. Sunt niște colecții conceptuale, zic eu, mai mult, să folosim corect noțiunea. Am auzit de multe ori folosindu-se noțiunea de haute couture și pentru aceste colecții. Dacă vrem să fim foarte corecți, noi nu avem dreptul să folosim noțiunea de haute couture. Și cred că rochițele pe care le-am putut admira înainte se pot purta. De ce nu? Da, eu cred că este un public. Poate că există, nu este. Există la Satu Mare acel public care să îmbrace aceste rochițe? Sper că da. Sper că da. Eu nu am vândut această colecție pentru că este colecția mea de licență și undeva simt că este foarte apropiată. Mi-ar fi milă să vând vreo piesă din această colecție. Tocmai pentru că este o mostră de stil și de combinații de materiale, ceva inedit, ceva extravagant. Dar visul fiecărui designer este să găsească acel client care savurează stilul acesta extravagant dictat de un designer. Satu Mare încă deocamdată nu cred că se ridică la nivelul ăsta, poate putem vorbi de câteva persoane care ar fi interesate, dar în general lumea greu se afiliază acestui stil. Cred că totuși câteva personalități, cred că din lumea mondenă, ar fi interesați să poarte haine de genul ăsta. De ce nu? Deci noi lansăm invitația tot timpul și așteptăm din partea publicului să fie receptiv la ideile noastre. Nu știu dacă se pune problema din punct de vedere financiar să accesezi astfel de produse până la urmă. Deci trebuie să înțeleagă și acest lucru. Bine, prețurile nu sunt inaccesibile, dar trebuie să facem diferența dintre produsul de serie, produsul industrial și cel creat de un designer care este unicat. Întotdeauna procesul de creație în cazul unui produs unicat este mult mai laborios decât în producție, unde fiecare fază este normată, este calculată pe timp, este o fază dintr-un proces de producție, este cu totul altceva. Și totul iese la fel până la urmă. Păi nu trebuie să iasă la fel, pentru că în momentul în care vorbim despre unicat, acolo se lucrează cu mult mai multă grijă. Deci detaliile fac diferența. Acolo se lucrează mult mai atent pe anumite detalii, ne vorbim de faptul că foarte rar întâlnim conformații standard. Eu provin din sistemul industrial, la bază sunt inginer textilist. Nu putem să despărțim partea de creație a vestimentației de tehnologie. Trebuie să, în partea de creație de haine unicat, intervine și antropologia, antropometria. Asta înseamnă că conformația omului contează foarte mult. Sistemul industrial a făcut un standard, a determinat niște mărimi,
dar nu întotdeauna persoanele respective se potrivesc cu mărimile standard date de acele institute care au făcut măsurătorile antropometrice. Deci eu în munca mea de zi cu zi mă întâlnesc cu tot felul de conformații. Desigur. Și aici, în acest caz, noi putem să realizăm o vestimentație personalizată. Asta este partea frumoasă. Vorbeam că totul iese la fel în producția industrială de serie. Acolo da, avem acolo este totul 42, la fel. Da, este mărimea 42, da, rochița. Este studiat odată, este pornit modelul și pe urmă se realizează produsul în serie, da. Deci tu dintotdeauna ai fost pasionată de acest drum. Și efectiv când a început? Din liceu, din facultate? Deci eu, așa cum am zis, tot timpul l-am desenat. Întotdeauna am avut mape întregi cu colecții gândite, desenate, făcute. Și pe vremea în care am dat eu la facultate, situația era foarte interesantă. Erau 5 locuri de designer pe țară, designer vestimentar, numai la București. Posibilitatea de a ajunge să faci design vestimentar era foarte restrânsă. Deci numai anumite persoane ajungeau să facă așa ceva. Deși ăsta era visul tău, presupun. Ăsta era visul meu, dar exista acea facultate de inginer textilist către care s-au îndreptat foarte multe fete din satul mare pe vremea aceea, tocmai din cauza tradiției dictate de Mondiala. La o concurență fantastic de mare, am fost nevoită să învăț matematică, fizică, lucru care era total împotriva ființei mele, dar am fost nevoită să învăț ca să intru la facultate. Și ai reușit. Și am reușit și am făcut facultatea de textile, nu-mi pare rău, pentru că eu, ființa mea de inginer, nu pot să o las, mă aduce puțin cu picioarele pe pământ. Și eu consider că numai așa pot să fiu designer desăvârșit dacă cunosc și partea de tehnologie. Mai mult decât atât, am lucrat la firme de tricotaje, care este un domeniu total aparte, pe care foarte mulți colegi de-ai mei designer nu-l cunosc. Deci în tricotaje trebuie să ai câteva noțiuni specifice tricotajelor, trebuie să cunoști structurile, trebuie să cunoști puțin funcționarea mașinilor de tricotat, trebuie să cunoști firele, compoziția firelor. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le știi și eu cred că undeva acest lucru mă departajează de ceilalți designer. Este o meserie în plus, este un domeniu în plus pe care prea puțin îl cunosc. Chiar vreau să te întreb dacă acești 10 ani, înțeleg că ai lucrat în industria, în producția industrială de serie, și-au pus sau nu amprenta, și vorbind despre textile, văd că și-au pus amprenta. Definitiv, și-au pus amprenta definitiv și dragostea pentru tricotaje mă urmărește în continuare. Eu, pe lângă atelierul meu unde realizez vestimentație la comandă, încerc să colaborez cu diferite firme. Asta înseamnă că încerc să-mi continui și activitatea de designer în mediul industrial, în sensul creierii colecțiilor pentru produsele de masă. Nu știu dacă pot să spun aici anume, nu vreau să fac reclamă, știu că nu putem să facem reclamă, dar actualmente colaborez cu o firmă de confecții foarte cunoscută din satul mare și cu o firmă de tricotaje cunoscută din satul mare. Sunt foarte fericită pentru că, colaborând cu firma de tricotaje, voi avea posibilitatea să mă apropii iarăși de mașinile de tricotat și să lucrez cu programatori, să lucrez cu fire. Deci, undeva o să fie o deosebită plăcere să fac colecțiile acestea. Sunt la modă tricotajele sau sunt anumite perioade, anumite cicluri în care tot revine aceeași modă? Cum este? Cine dictează efectiv ce este la modă, să zicem, într-un an? Tricotajele, din câte văd eu, au venit foarte puternic din urmă. Dacă noțiunea noastră despre tricotaje acum 20-30 de ani era puloverul tricotat de bunica, da, și acel pulover de PNA pe care nimeni nu vrea să-l vadă pentru că se scămoșa și era vai de capul lui, da. Acum tricotajele, modul de a realiza structurile a devenit o adevărată artă.
În momentul de față, din punct de vedere al tehnologiei, la fel ca și în domeniul IT, mașinile de tricotat au evoluat fantastic de mult. Există chiar produse care ies de pe mașinile de tricotat fără nicio cusătură. Deci să vă imaginați un pulover care se obține prin tricotare și poți să-l tragi pe tine după ce a ieșit de pe mașina de tricotat, fără să aibă cusături. Se elimină total etapele din secția de confecție, deci totul se realizează numai în tricotat. Tricotajele sunt din ce în ce mai mult în modă, pentru că sunt un produs foarte comod. Există marje de lejeritate mult mai mari decât în confecții. Tiparele sunt mult mai simple, mult mai ușor de realizat. Procesul de confecționare este mult mai simplu decât la produsul din țesături. Pe lângă asta, îți dau o posibilitate de creație fenomenală, deci o posibilitate de a crea diferite structuri foarte, foarte interesante și foarte originale. Se simte că ești foarte atrasă de această parte legată de tricotaje. Din păcate, este o investiție fantastică să-ți cumperi o mașină de tricotat și deocamdată nici nu mă gândesc la așa ceva. Mașinile de tricotat, de nou, sunt 100.000 de euro, la mâna a doua 50.000 de euro, deci sunt o investiție foarte mare. Dar se mai tricotează cu mâna? Se tricotează cu mâna și sunt foarte multe persoane care se ocupă de acest segment handmade, de tricotaje și de combinații cu croșet. Eu colaborez cu 2-3 doamne care mi-au realizat aplicațiile de pe aceste rochii. Este deja o nișă artizanalului, da, foarte proces. Multă lume lucrează, tocmai din cauza că a revenit puternic în modă. Atât partea tricotată, cât și croșetul, deci lucru de mână. Și am observat în ultima vreme, este o tendință în moda actuală de a aduce elemente din folclorul diferitelor popoare, această tendință de globalizare și în modă, de a aduce aceste elemente care conțin foarte multe broderii. Foarte multe broderii de mână. Ați văzut că și IA populară românească trăiește o adevărată perioadă de aur, pentru că este readusă puternic în modă și nu numai în moda românească, dar și în cea internațională. Evident. Ceea ce este foarte bine. Nu și poate decât toate, să ne foarte multe, multe elemente, foarte multe broderii folclorice se regăsesc în chiar și pe rochii de seară și în colecțiile marilor designeri. Așadar, moda revine periodic și se aduce ceva în plus, probabil un element proaspăt, mă gândesc. Așa este. Ca și tricotajul. De exemplu, anul acesta, sunt convinsă că foarte multă lume este interesată de ce este la modă și ce va fi la modă primăvară. Da, 2014. Da, în 2014. Evident. Volanele sunt un element care câțiva ani au fost foarte în vogă și anul acesta se reîntorc puternic, nu numai la terminația rochilor, dar și în diferite tăieturi diagonale, asimetric. Am văzut la câțiva creatori niște construcții foarte frumoase cu aceste volane, deci va fi foarte, foarte interesant. Elementul folcloric despre care am vorbit mai înainte se reîntoarce foarte puternic și se regăsește la mulți designeri. Și, pe urmă, recent am văzut filmul Lupul de pe Wall Street. O tendință a modei anului 2014 este acea ținută de broker de pe Wall Street, readusă în modă, acea linie androgină chiar, acele cămăși dungate sau imaginea acelei pijamale dungate pe care o porți pe stradă vara. O altă tendință ar fi elementele sport specifice, să zicem, basketului sau atletismului sau cyclingului, pe care le înnobilăm cu materiale prețioase. Deci vom vedea traininguri, pantaloni scurți din mătase naturală, din brocat, din mătăsuri foarte prețioase,
iar forma tipic sportivă. Am vorbit despre modă, am aflat ce se poartă. Vreau să mergem puțin acum în viața ta personală. Da. Ai un copilaș, ești mamă, îți ocupă timpul, mă gândesc, de activitatea profesională. Este și firesc, dar cu siguranță îi aloci timp și copilașului tău. Așa este. Am un băiat de 13 ani și ceva, aproape 14. Adolescent. Da, anul acesta va avea buletin. Este cea mai frumoasă creație a vieții mele și cu el mă mândresc cel mai mult. Îl cheamă Denis Alexandru. Este un băiat foarte original. Am reușit să îi transmit talentul meu, deci este la fel de talentat la desen. Mai interesant este faptul că e stângaci și desenează cu mâna stângă. Deci asta este și mai interesant. Eu sunt dreptace, eu cu mâna stângă nu prea reușesc să fac nimic, da. Dar el se descurcă foarte bine. Te ajută, vine cu idei? Da, este foarte original, dar deocamdată sfera lui de interes este cu totul altceva decât mă interesează pe mine. El, în schimb, este pasionat de arhitectură. O să încerc să îl îndrept spre această meserie. Bineînțeles, o să-l ghidez cât pot eu de bine, dar alegerea va fi a lui. În orice meserie sunt multe obstacole pe care le întâmpini și de obicei părinții au tendința să-și protejeze copiii, să nu întâmpine aceleași greutăți și l-ar sfătui să-i îndrupe pe un alt drum. Așa este, da. Tu, după cum ne povestești, nu faci la fel ca ceilalți? Nu, deci nu, el încă nu și-a exprimat dorința spre o anumită meserie, oricum este prea devreme. Ce am observat eu este capacitatea de a vedea în spațiu, posibilitatea de a crea, el modelează clădiri și le desenează. Deci acest lucru m-a determinat pe mine să mă gândesc că ar putea să fie o meserie care i-ar plăcea. Să-i moștenească pe bunici. Da, dar în schimb este foarte pasionat de sport și acum jumătate din timpul lui liber este ocupat de antrenamentele lui sportive și dacă el va avea o plăcere deosebită în direcția sportului, eu nu am să îl opresc. Deci oricum el își va alege drumul în viață, eu am să-l susțin. Tu îl da. Susții. Spune-mi da. Acum care sunt pasiunile tale. Sunt sigură că mulți ne urmăresc la ora aceasta și vor să afle care sunt pasiunile, hobby-urile pe lângă modă. Da, deci eu foarte mulți ani am făcut sport susținut și pe urmă vreo 2 ani de zile nu am reușit să fac din cauza că mi-am întemeiat atelierul și a necesitat foarte multă energie din partea mea și formarea clientelei. Și anul acesta m-am hotărât că 2014 va fi sportiv sau nu va fi deloc. Adică. Și asta înseamnă că timpul meu liber este alocat sportului. Deci fac cycling la o sală de sport, fac antrenamente cu un antrenor personal, de care sunt foarte mulțumită și sper ca până la vară să am rezultate radicale. Pentru că mergi pe modelare corporală? Vrei să slăbești? Vreau să slăbesc, modelare corporală. Încerc și cu dieta foarte strict să mă țin de anumite lucruri. Deci m-am ambiționat foarte mult. Deja după câteva zile te simți cu totul altfel. Cyclingul, acest indoor cycling care l-am făcut ani de zile, a devenit o pasiune. Deci cred că această pasiune, dacă o să am rezistență fizică cât mai mult timp, cred că o să mă însoțească toată viața, cât o să rezist fizic să fac aceste antrenamente. Noi îți dorim mult succes. Da. O dietă de slăbire nu este ceva ușor până la urmă. Nu este ușor. Ai nevoie de ambiție. Da. Deci nimic, așa cum spune antrenorul, nimic care îți face plăcere nu trebuie mâncat și totdeauna trebuie să mănânci ce nu ți-ar plăcea, trebuie să bei ce nu ți-ar plăcea și trebuie să faci ce nu-ți convine. Dar important este să faci asta pentru tine. Da, deci tu crezi în așa ceva? Crezi în dietele stricte? Sau totuși... Nu cred în înfometare. Deci da, acest absolut. Lucru, dar sunt anumite reguli
pe care trebuie să le, respecti. Să le respecti, da. Deci să știi ce să alegi. În aceste reguli cred, dar nu cred în înfometare, deci nici n-ai putea să faci antrenamente 2-3 ore pe zi dacă nu ai n-ai avea posibilitatea să mănânci și mănânci totuși lucruri care conțin proteine, vitamine și așa mai departe. Plus că ți-ar afecta și munca, efectiv, nu te-ai putea concentra. Așa este, da. Și tu, în primul rând, ești un artist. Da, da, și apropo de asta, cum e să fii artist în zilele noastre? Sunt artiști înțeleși sau neînțeleși în zilele de astăzi? Deci condiția artistului este foarte grea, la fel de grea cum a fost sute de ani în urmă. Este foarte greu. De foarte multe ori, așa cum am vorbit personal, mi se reproșează, de ce vrei tu să trăiești dintr-un hobby? Pentru că munca de artist în zilele noastre este privită, din păcate, ca un hobby. Este foarte greu să fii liber profesionist, să te descurci pe cont propriu. Eu primesc mult ajutor și din partea familiei, din partea soțului meu, din partea mamei mele, care mă ajută foarte mult cu băiețelul acasă, pentru că am avut momente când am lucrat 12-15 ore pe zi. Deci fără ajutor din partea familiei nu se poate. Pe de altă parte, la început ai nevoie de un ajutor financiar. Cineva spunea că la ora actuală, în România, ca să faci design, trebuie să ai foarte mulți bani. Din păcate, cam așa este. Până când pornești, cel puțin. Și până când faci bani din munca ta. Așa este. Și până la urmă, oricât de frumoasă ar fi arta și partea de creație, atâta timp când tu nu reușești să-ți vinzi hainele, nu prea poți să existi. Deci, scopul final al oricărei colecții este să fie vândută. La ora actuală, în România, foarte greu funcționează sistemul. Se cunoaște un sistem care a fost implementat în străinătate și funcționează foarte bine. Designerii, producătorii participă la târguri, realizează colecții cu un sezon înainte de a ieși produsul pe piață. În România încă nu funcționează sistemul. În România se merge la târguri ca la un fel de talcioc. Se fac hainele exact în momentul în care sunt prezentate. Deci câteva săptămâni înainte. Da, și am participat la un târg în septembrie anul trecut la București. Primul târg profesionist din România, Romanian Fashion Trends and Brands, nu cred că facem reclamă. Nu, este regulă. Așa, a fost primul târg profesionist din România care a încercat să aducă sub același numitor designeri, producători, firme interesate și buyeri. Deci asta ar fi fost cel mai important, ca produsele noastre să poată fi cumpărate de către vânzători, deci cei care duc produsul în magazinele lor, respectivii buyeri. Foarte greu funcționează sistemul în România. Multe firme au venit cu paltoane, cu jachete. Ghinionul a fost că în septembrie erau 30 de grade în București. Foarte frumos. Nu s-a putut vinde nimic, cu toate că cei care au organizat târgul Business Texin ne-au spus clar, trebuie venit cu colecția de primăvară-vară. Avem mai puțin de un minut și aș dori să te întreb la final de emisiune, care sunt planurile creatoarei de modă Alena Ignatescu pentru 2014? Deci este foarte interesant. Eu am avut câteva acțiuni pe care le fac ca o tradiție deja de ani de zile. Bineînțeles, continuarea activității de creație în atelierul meu, Salena Style, unde aștept toate doamnele și domnișoarele la adresa Gheorghe Mureșan, numărul 4. Mă găsiți pe Facebook și peste tot. Da. Dar pe lângă asta, o dorință a mea este ca și anul acesta să realizez Seara Designerilor, care este o modalitate de promovare a designerilor sătmăreni, indiferent că sunt tineri creatori sau sunt designeri consacrați. O altă dorință ar fi cu mănunchi de designeri, care sunt primii mei colegi cu care am realizat prima Seara Designerilor. Vrem să înființăm o asociație a designerilor sătmăreni, la care în scurt timp se vor afilia și băimărenii. Deja
au arătat foarte mare interes pentru acest lucru. Și cam astea ar fi proiectele pentru 2014, foarte scurt, ținând cont de faptul că avem un minut. Noi îți dorim mult succes în implementarea lor. Și îți mulțumim că ai venit alături de noi. Mulțumesc și eu de invitație, a fost chiar plăcut. Și ne vom revedea cu siguranță aici pe Canapeaua Roșie cu multe alte noutăți. Mulțumesc. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Informația TV.